perfect, mi-a venit, nu trebuia să dau. Deci nu mai puteam în stătea aici. Asta e plot twist-ul din Nutrăstea. Am impresia că ăsta e ultimul podcast din toată seria. Și fii atentă că tu afinată de asta tare. Ăsta îl pui în promo, în video de promo. Așa încep. Bună, dragilor! Bine ați revenit la Acțiune, Timișoara Film Society Podcast. Alături de mine Florin Rogojinaru și astăzi încă vorbim despre asimptomatic, că nu ne săturăm de el niciodată, cu Alisa Roteliuc, scenarista filmului, și Ovidiu Dodo Moldovan, cel care a ajutat la scrierea finală a scenariului. Dragilor, bine ați venit! Mulțumim de invitație! Eu vreau să spuneți că nu avem așa o introducere a voastră prea clară. Alisa, cine este Alisa Roteliuc? Membru TFS, sună așa cumva scenarista, mă ocup de dezvoltarea ideilor pe care le avem la comun și de a ajuta la diverse munci ce necesită intervenția mea. Ai mai zis tu munca de jos. Munca de jos, da. Tu ești de la început în TFS, nu? Da. De când a pus bazele... Dar nici măcar nu știam că... Că există TFS. Că există sau că... Nu, nici nu exista pe atunci. Că urmează să se înființeze. Cumva dintr-o pură întâmplare am ajuns să scriu... Eu voiam să scriu o carte, de fapt. Pe care ai și scris-o? Că eu nu. Am citit-o. Da, dar nu aia. Altă carte voiam să scriu. Total altceva. Și am zis, hai că îl sun pe frate meu, zic, să citească, să-și dea cu părerea cum mi se pare, dacă ar merge, dacă am vreo înclinație în a scrie cărți. Și el pe atunci chiar la asta lucra, l-a dezvoltat Timișoara Film Society și chiar aveau nevoie de cineva să scrie, inițial mi-a zis, o conversație între un tip și o tipă la un bar, dar el n-aveau scenariu făcut, aveau strict ideea filmului pe care voiau să-l facă. Și nu, a fost ceva de genul, crezi că ai putea să scrii o conversație? Zic, hai că încerc, nu. Și de la conversație am scris tot scenariul și așa am început cu primul nostru scurtmetraj, 22 de centimetri. Și de acolo am plecat. Care este din anul? 2017, nu știu, 2017, da. Acum vreo 7 ani, cred că știu și eu că e pe YouTube. Da. Ăla a fost primul. 22 de centimetri. O comedie. Și Dodo? Da, eu sunt proaspăt. Am fit acasă, direct din cuptor. Eu cumva am intrat în contact cu TFS și mai direct cu Ovidiu. Noi am lucrat la multe videoclipuri împreună. Sunt de meserie, sunt producător muzical și cumva așa prin nevoia de a îmi promova artiștii de la studio, pentru că nu găsești oameni și greu, și mai ales pentru că toată industria muzicală, să zicem, este foarte centrată la București și atunci trebuie să te descurci cu ce ai, am început să experimentez cu ideea asta de a face videoclipuri, de a scrie, de a planifica și cumva cu Ovidiu tot am trecut prin mai multe proiecte împreună, l-am nebunit de cap de multe ori, dar cumva am dus-o până la capăt cu niște, după părerea mea, niște clipuri destul de faine, destul de inovative, la un standard care nu cred că au fost. Adică, prin asta am... A venit vorba de asimptomatic după ce s-a finalizat filmările principale și era un rough cut, că a fost apelat eu colegul cu George Dennis, care s-a ocupat de partea orchestrală. Eu cumva am fost recoltat să facem muzica. Să faceți muzică, da. Dar și s-a ajuns la scenariu. Da, până la urmă, prin coincidențe așa mai interesante, cumva am început să mă implic. Eu cumva asta am și terminat facultatea. Eu n-am crescut în România, am crescut în Danemarca și cam asta am făcut, cu specializarea în producție film TV, dar cu specializarea în un titlu foarte ciudat, care nu prea se practică, script revision. Script
Revision. Da. Revizuire. Da, noi practic suntem coșmarul pentru Alisa. În sensul că noi luăm și și practic să luăm povestea. De obicei, no, în cazul ăsta am intrat practic după ce au fost filmate toate, dar de obicei noi intrăm în faza inițială, după ce este un scenariu și ne uităm peste și vedem cum se dezvoltă personajele după niște modele sul de standarde, cum e povestea, avem niște plot holes, se înțelege tot ce e acolo, etc., etc. E impropriu spus corector? Titlul în principiu e script doctor, de fapt, dacă luăm din Hollywood. Printre, nu sunt destul de mulți, adică nu sunt mulți cunoscuți în domeniul ăsta, pentru că de obicei ei sunt foarte ascunși, să zicem, nu se promovează ideea, am avut un script doctor, că atunci se înțelege ideea că am avut probleme la film, să fac cineva, da, cum da. Operație. Nu, dar printre, de exemplu, una foarte cunoscută e Carrie Fisher, care a jucat Leia în Star Wars. Ea e printre cei mai buni script doctors. Și are destul de multe... Știu doar actrița. Și cam așa am intrat să mă implic poate un pic mai mult. Și asta a însemnat să ne uităm peste film cu ideea de a cumva găsi și prin muzică să facem o coerență din punct de vedere stilistic peste film. Și asta însemna să am filmat niște chestii în plus. Și aștept toată lumea să mă întrebe care e faza cu Piticu. Dar... continuare. Piticu a fost ideea ta? Sau a venit? Da. Da? Nice. Da. No. Și nu a fost mult pentru că baza deja era acolo. Noi, adică eu și Ovidiu, după ce am intrat cumva și am finisat niște chestii, am printre altele. Ați mai chemat Piticu încă o dată, bă, hai că te mai filmezi. Da. După ce s-a filmat prima dată asimptomatic, Piticu nu exista? Ba, el. Da, de ce? Bun. Doar mai. Numai că era doar într-o scenă sau două, dar după aia a apărut în mai mult. Cred că a fost doar într-o scenă. Doar în scena în care l-a săgetat. Da, și după aceea noi mai uitam la video și ziceam, totuși că mi-a plăcut când am văzut, pentru că mie îmi plac chestiile ciudate, oricum, așa, de fel. Și mi s-a părut așa o chestie foarte faină, că nu funcționa, nu cred că putea funcționa scena aia dacă era altcineva sau un alt cel. Era fain că era pur și simplu un om de din afară. Inițial, e, în scena aia, eu o scrisesem altfel mult, adică n-am dus-o atât de metaforic aici, a fost ideea lui Silviu. El a venit cu ideea, trebuia să fie de fapt o fată din asta mai clumsy, așa, care pui mei se împiedică și îl săgetează din greșeală pe... Na. Deci aia a fost, ideea cu săgetat a fost. A fost, doar că nu trecuse prin cap să fie un pitic. Filmul a trecut prin multe modificări, dar o inspirație generală. Care a fost? Că povestea e destul de clară, cred eu, pentru toată. Inspirația, în general, a fost pandemia. Că noi asta voiam să facem, de fapt, un film cu și despre pandemie. Dar, până la urmă, cum ne-a pus pe hold toată pandemia, fix pandemia, am zis, a trebuit să schimbăm cumva, chiar nu mai avea relevanță să scoți un film despre pandemie la 2 ani după pandemie, când oricum nimeni nu cred că mai era curios. Și atunci a trebuit să... Hai să-l facem altfel ca să păstrăm filmările de la Sasca, pentru că erau prea faine peisajele, ca să renunțăm și la toată munca și la ce am tras noi pe acolo. Și atunci, păstrând chestiile alea apocaliptice... Cum faci să aduci un film să nu mai fie despre pandemie și să fie ceva actual? Asta a fost cam cea mai mare provocare pentru tine. Că mi se pare provocator. Adică să fie o idee, să ai o idee, să filmezi ceva, să apară... Am avut și scenariul mai greu de atât de făcut. Asta nu... Doar că a fost procesul cumva lung. Nu l-am scris, să zic, în 2 luni am terminat scenariul și după aia nu m-am filmat. Nu, s-a scris, s-a filmat, după ceva timp s-a rescris, s-a mai filmat, iară s-a modificat la scenariu, iară s-a filmat. Dar a fost frumos, adică. Și filmul la final a fost frumos. Dar vreau să-l întreb, că în timp ce povesteai tu, Dodo,
Și mi-ai zis că eu chiar sunt curios de niște cărți care te pot ajuta ca să începi să scrii scenarii. Sau să, că ai zis că tu ai... Ai făcut ești o școală, doctor. Da, ai făcut o doctor, da. Da, în revizuirea. Doctor Dodo. A fost mult mai mult niște să tragem niște paralele cu cu niște reguli mult spus, dar niște sisteme de storytelling care există deja. Adică printre altele, evident, Biblia, pentru că cum ar fi cultura asta judeo-creștină, cumva au definit foarte mult cum se și cum se povestește și prin ce trece erou. Nu m-aș fi gândit la asta. Păi, na, toate poveștile au cumva o referință indirectă, e inevitabil. Și printre altele, na, iar mult mai mult aș recomanda lumea să citească gen literatura clasică. Adică ce înseamnă Greek theater, de exemplu, Shakespeare, iară. Și na, ulterior, dacă se recomand ce, poate Robert McKee. Eu știam de ceva cu three act structure. Aia. Da, dar aia e o structură mai degrabă. Cum există și modelul actan, există și structura de trei acte. Da. O carte specifică Robert McKee, Style, Structure and Storytelling. The essence asta of screenwriting. Asta o să mă uit eu, ca să caut. Asta e fine, pentru... e fine. Am citit destul de multe, să zicem așa, dar aia mi s-a părut că a fost cea mai abordabilă și pe lângă asta e fine pentru că omul chiar a fost prof pentru alți screenwriters, printre altele care, na, care au, chiar au făcut filme în Hollywood mari. Și el a fost mentor pentru foarte, foarte mulți. Eu mai, nu-mi vine acum în engleză cum era titlul, dar mai citisem o carte sau doar am început-o, n-am terminat-o, cum să dezvolți personajele, că da. Să pleci de la un personaj la fiecare, da. Să faci o, conflictul care trebuie să existe. Da. Există, cred că, cumva Christopher Nolan ăsta care face după, exact după pașii aia mereu filmele lui, cumva sunt, merg... E foarte, foarte greu să eviți să nu faci exact după pașii aia. Dacă te uiți la cum e, de exemplu, cinematografia în India, acolo ei au altfel de tradiție. Ei sunt doi, dansează. Da, și nu există tot felul de legături, de exemplu, printre conflicte printre părinți și copii, cum avem noi, știi, întotdeauna erou în partea asta, în literatură sau în filmele, din partea asta lumii e orfan sau are un conflict cu părintele, Harry Potter orfan, Spider-Man orfan, toți Marvel, toți superheroi orfani. De exemplu, în India sau merg, vezi filme din lumea musulmană. Nu, acolo e mai mult omul contra natură. Nu e omul contra strămoșii lui. Mm-hmm. Și psihologia acolo de storytelling e un pic diferită. De aia e fascinant să te uiți și la filmele lor. Pentru noi, câteodată e greu să înțelegem pentru că ei nu abordează același tip de conflicte sau de același tip de tematici. Cum mi se pare că fac acum japonezi asiatici. Da. Că iar, ei au venit cumva cu altă structură și alt fel de povești. Da, și de... da, care ne dau un pic peste cap. Exact. Da. Și, na, interesant totuși. World cinema, iară, mai ales ăsta corean acum, dar ăsta japonez mai clasic, la Kurosawa până la Ozu, până mai în spate, care, iară, te uiți la ele, ți se par... Te dau un pic peste cap. Trebuie să le vezi de mai multe ori și trebuie să înțelegi poate un pic și cultura, pentru că, iară, nu abordează aceleași tematici. Ducându-ne la ce ai vorbit și la mesajul asimptomatic, Alisa, a ajuns mesajul la public cum ai vrut tu să-l transmiți? Sau cât de cât, măcar, prin film? Păi nu știu exact, eu cred că în film fiecare a înțeles ce a vrut sau cum a putut sau am auzit atâtea feedback-uri după aia, cum că, cine, Simi zicea, parcă cum prieten de-a lui, de fapt, tot filmul, imaginația piticului sau în capul piticului, cred că nimeni nu s-a gândit la treaba. Din noi nu. Eu niciodată. Cred că fiecare a înțeles, în mare parte esența a înțeles-o toată lumea, dar cumva fiecare în... interpretarea sa. Da, stilul său, da, percepția lui. Cred că tu mi-ai zis de ceva și de poze legat, că ți-a zis, nu știu, o prietenă sau cineva, că pozele de pe dulap sau cine povestea că... Cumva, tu n-ai făcut nicio legătură cu părinții, lui Simi, nu era nimic despre da, asta. Mama și... mama lui Mevene zicea de pozele la care se uita Simi, că sunt părinților care l-au părăsit. Adică fiecare putea să se ducă, s-au dus departe. Unii s-au dus. Da, noi cumva în prima parte a scenariului, care de fapt e visul lui, cel are în comă, cât el e în comă,
e un pic așa mai ciudățel, în sensul că oricum visele sunt date de subconștient, sunt, te trezești și zici, ce? Am mers cu trenul pe nori, deci clar n-ai cum să... Și atunci nu ne-am gândit la treaba asta, dar vezi, omul percepe în felul lui, fiecare... Există vreo scenă care te-a provocat în momentul când ai scris, din punct de vedere al dialogului, din punct de vedere al conflictului? Nu, nu, pe dialoguri, nu știu, mă descurc destul de bine, nu știu, îmi vin, cumva cred că e o aptitudine pe care mi-am dezvoltat-o când eram mică și mă jucam eu singură acasă, așa pe la 9-10 ani, dacă eram singură ca să nu mă considere ăștia ai mei nebună, așa mă jucam eu în fața oglinzii, gen interpretam că după ce vedeam eu filmele pe casetă video din alea vechi cu Bruce Lee, cu cine, nu știu ce aducea taică-mea, după aia mă puneam în oglindă și eu eram un personaj și ăla din oglindă era alt personaj și ba eram capul mafiei, ba eram nu știu cine, ba și eram tot timpul mulți acolo. Adică eram doar eu, dar eram mulți. Tu întrebai, tu răspundeai. Da, eu întrebam, eu răspundeam, dar ăla din oglindă răspundea gen. Și pe conversații stau destul de bine. Ce-a fost mai greu a fost chestia cu boala. Da, v-am să te întreb de boală. Da, acolo... Da, nu, eu oricum, domn doctor poate știe mai bine cu bolile. Eu nu mă pricep la boli, eu chiar sunt imună, vreau să zic că nema COVID, nimic, 2 ani, nu răceală, nu nimic. Dar am sunat-o pe prietena mea, Nina, mulțumim Nina frumos, și am zis, Nina, avem nevoie să îmbolnăvim actorul ăsta de ceva ce se transmite, de ceva ce s-ar putea să fie letal cu timpul, dar omul să nu știe că o are, să o descopere, nu știu cum, din greșeală sau... Și să nu fie sida. Nu. Tu ai dat niște puncte, am vrea să se transmită. Da, uite, vrem să facem treaba asta și mi-a zis, dăm 2-3 zile. Ea e medic neonatolog. Zice, dăm 2-3 zile și te sun. Și mi-a dat mai multe, mi-a zis vreo 2-3. Și mi-a zis de boala asta, nu știu dacă e Fabry sau Fabri, cum se pronunță, habar n-am. Dar mi s-a părut foarte interesant așa, că tu de fapt nu știi că o ai și poate să ți-o descopere medicii în urma unui atac cerebral când trebuie să-ți facă toate analizele și văd de fapt că, bă, hopa, tu ești unul la 100.000 de oameni. Deci foarte rară. O boală foarte rară. Dar care se poate ține sub tratament dacă e descoperită din timp? Numai că la un moment dat tot te duci că îți afectează organe și se transmite. Tații o transmit fetelor și mamele deci o exact, transmit. Exact cum ați afișat. Da, nu, păi s-a documentat Nina, după aia am citit și eu de ea, adică nu, n-am scris din capul meu vreo... Nu mă pricep la boli, chiar nu. Chiar, n-ai vrea să inventezi o boală? Mi se părea interesant. Nu, dar nu, mie îmi place să vorbesc de boli. Nu, fără boli. Mi s-ar părea interesant să fie ceva ce nu are nimeni. Nu vrem să avem, nu. Nu vrei să avem nimic. Nu dăm idei, poate dăm idei și după aia. Nu, fără boli. Noi ne adresăm publicului în general care produce film, care e pasionat de film sau așa, din punct de vedere al scenariului. Care e principalul sfat pe care l-ați dat fiecare unui om care e la început de drum și vrea să scrie un scenariu? De unde începe? Mă lași pe mine că tu ești mai complex așa. Tu. Da, eu sunt complexat. În primul rând, dacă vrei să scrii, te pui și scrii. Adică nu e ca și cum acum te pui prima oară și o să-ți iasă cel mai tare scenariu ever. Da? Povești de viață avem toți, ni se întâmplă de dimineață până seara tot felul de întâmplări și idei de scenarii, orice poate să fie o idee. Faptul că am venit aici la podcast, pot să scriu un film despre cum am ajuns aici la podcast și ce s-a întâmplat până atunci. Adică te pui și scrii, începi și după aia dacă ți se pare cum am făcut și eu, mi se pare că mamă ce fain am scris. Dar trebuie să dau cuiva să citească, că poate... Următorul ar fi zis, ok,
Exact cum pofta vine mâncând, așa și în timp ce scrii poate să-ți vină mai multe idei, da, și să dezvolți, da, mai bine? Vină. Adică până nu o pui pe foaie și ai dat drumul la pic sau la tastatură? Da, o pui pe foaie și de fapt când o pui pe foaie și o scrii, îți dai seama că, doamne, ce porcărie. Și o iei și o arunci, adică nu-i neapărat că dacă te pui o să iasă bine. Se întâmplă aia, când scrii, mă totălești foaia, o arunci, mai scrii iară, mă totălești foaia, iară, o arunci. Am adus niște să vezi cum arată ciornele mele. Dar lăsăm și pe Dodo să... După aia vă arăt ciornele. Le dau și foc ca la poezii de dragoste, nu? Eu le am desene, am rețete de colivă. Sunt acolo, pe lângă scenari. Da, același întrebare? Da, tot sfatul, da. Păi na, acum, evident, uite-te la multe filme, cam asta ajută în primul rând. Da, asta cred că am făcut-o toți. Doi la mână. Se găsesc scenarii pe net pentru la toate filmele și eu am, la un moment dat îmi dezvoltam habitul ăsta, obiceiul ăsta să încerc să le citesc, mai ales la filme de care le-am văzut de multe ori, ca să-ți dai seama câte chestii se schimbă ulterior. A, sunt publice? Da. Dar sunt practic pre-scripts, adică nu sunt alea finale. Deci deci nu-ți dă chiar tot inside-ul. Sunt aproape, că îți dai seama gen ce e un scenariu bun și cât de mult poate un scenarist bun să descrie anumite chestii, care deja intervine și cu regizorul și cu munca regizorului. Pentru că acolo sunt multe scenarii care deja au gen cadre, pur și simplu toate elementele, elemente vizuale. Dar e ok să aibă, că eu înțelesesem că scriptul ar trebui să fie strict povestea și după aia treaba regizorului e alta, nu ar trebui să pui în script cum ai vedea tu cadrul? Depinde, depinde ce fel de regizor și ce fel de scenarist. Bun. Sunt unii, acum, luat din exemplele astea mari, da, exact, clar. Nolan, că l-ai menționat, da, pe el, care de obicei scrie și el, dar are, cred că a mai făcut niște filme care și s-au scris. El vrea, totdeauna am înțeles că el prioritează exclusiv din astea care, ca să decide el cumva cât de cât stilistica în sine. Și atunci el spune și direct, vreau să se întreabă, da, așa vreau să se... Da. Știi povestea cu el, că nu știu dacă am mai povestit-o în primul sau în al doilea episod, am făcut 3 episoade și nu mă știu deja mai. Știi că el atunci când, de exemplu pentru ăsta, pentru Oppenheimer, da, scriptul, el s-a întâlnit cu Cillian Murphy, da, și l-a dat în mână. Da. Adică el se duce la actor, nu-l trimite pe mail, nu. El nu are mail sau nici nu are smartphone, soția lui care e producătoare îi sună pe actori, și el se duce și se întâlnește față în față, îi dă scriptul, îi l-a dat și a așteptat să-l citească. Eu și stă acolo. Da, și stă ca să-l citească. Deci scenaristul e implicat cu actorii? Nu, deci el, Christopher Nolan, da, el s-a dus direct la el s-a întâlnit, wow, cu actorii, wow, și i-a dat scriptul, citește-l și spune părerea. S-a întâlnit la un hotel. Da. Da, adică și îl scrie pe foaie roșie cu scris negru ca să nu poți să-l tragi la Xerox. Uite, vorbeam, da, pot să zic, am vorbit noi inside, eu cu Alisa, un lucru foarte, mie mi s-a părut foarte interesant ce mi-ai spus, scenariu adaptat echipei de producție. Adică, de exemplu, și asimptomatic, ea l-a scris astfel încât Timișoara Film Society, cu resursele ei, să-l poată face. Eu cât de mult crezi în chestia asta? Spune-le la nivelul la care suntem noi, eu așa scriu. Adică mi se pare normal să scriu așa, că trebuie să ne adaptăm la ce putem noi să facem aici cu resursele noastre, cu bugetul nostru. Da, nu știu, fac bine, nu fac bine. Eu așa scriu. Bănuiesc că toți, cam toți fac, se raportează și la... Acum la Hollywood probabil bugetele sunt cam limitate, nu ne putem compara. Te referi la bugetul nostru sau puterile noastre, că doar camerele sunt top. Adică avem, e studio unde se filmează. Că asta se leagă și de o întrebare din ce ai spus tu prima dată. Consider că e un dezavantaj că suntem noi în Timișoara, că cei de la București se dă ora exactă. Dar cumva eu cred că sunt resurse. Da, să-ți dau un exemplu. Dacă ar fi să filmezi un film cu cowboy, cum ai face aici tu, la Timișoara Film Society? Și cu mulți cowboy. Cu cowboy care merg călare, trag cu pistoale. Ați ar trebui un studio cu green screen mare, te referi, sau și cai. Și cai, cai. Și toți, actori, da, da, care pot călări. Păi da, implică nu iar... O hergelie. Bine că s-ar întinde filmul pe foarte mult timp și ai avea nevoie de buget, poate să iei niște... Să faci niște cursuri de călărie cu actorii sau să... Uite, noi am avut un... Nu a fost scurt metraj, am filmat, cred că, un spot publicitar sau nu mai mi-aduc aminte pentru ce era. Și am fost la o hergelie, nu știu, nu mă pot să dau numele, așa,
Și fata era călăreț profesionist și avea calul ei. Da, trebuia să cumva aveam noi filme, că în timp ce calul se ridică, ea să tragă cu arcul. Fata nu știa să tragă cu arcul. Aici era o problemă, na, fiind și într-un timp scurt, în greșeală fata și-a dat în față cu arcul. Acum, na, nu cred că suntem la nivelul la care, na, nu suntem la Hollywood. Poți să înveți calul să tragă da, cu arcul. Da, sigur, calul trăgea mai bine. Ar arăta cool. Acum doar dacă facem filme cu indieni și cu cowboy, știi, căluțul ăla de lemn, așa cu... Da, știi ce am văzut acum? Am văzut cum pregăteau unii la Hollywood o machetă, deci o explozie a unei mașini, o mașină care cădea într-un șanț, era făcută pe o machetă, efectiv. Adică am văzut un video și vin cu camerele, filmează de aici, jos, aprind, după aia stop cadru, dau foc la mașină, care e o mașină cât paharul ăsta. Și wow, da, adică e făcut cu machete, dar filmat de foarte aproape, se vede mare explozie, multe tranziții. Da, și nu uite, vezi, eu la chestiile astea tehnice și așa nu pot să mă pronunț că nu știu. Putem să facem cu machete? Ok, hai să facem cu machete. Chiar am găsit, eu mi-am salvat, am văzut video-ul ăla și mi se părea incredibil că în film părea super real. O mașină ce a trecut pe un deal și a căzut într-un șans și a explodat. Și i-au dat foc, au stropit o mașinuță mică, au băgat înăuntru cărbune ca să ardă și să se vadă și un scrum și era... Uite, eu de exemplu în scenarii nici măcar nu detaliez foarte mult încăperea în care gen viziunea mea. Pentru că ajungem la, ok, trebuie să închiriem un spațiu, da? Și viziunea mea acolo se pierde cumva, eu am văzut o chestie, dar trebuie să ne adaptăm la ce avem. Și atunci... Nici măcar nu detaliez chestiile. Vreau dulapul roșu să bată lumina, nu știu. Ok, n-avem dulap roșu, care avem o încăpere în care este doar o canapea. Ok, ne folosim. Și atunci cumva nu mă pierd în detaliile astea. Uh-huh. Interior, noapte, nu știu ce, cadru dreapta, îi vedem pe cei doi. Eu scriu foarte light. Sec. Light, din ce spui. Eu mă axez mult pe conversații și restul vedem la fața locului toată echipa, băieții mai ales care filmează, ei știu mai bine ce zic eu, vreau să vină lumina nu știu de unde și ajungem acolo, stai că nu se poate așa. Trebuie să ne adaptăm. Și atunci nu mă pierd în detalii. Deci după aia prima dată, după aia primește toată lumea, adică după ce ai scris, ai corectat, după aia primesc și... Cam, care-i pasul? Care-s pașii? N-a fost, la asimptomat, așa, da. Nu a fost. N-a fost. De acum o să fie, când îl termin, îl ia Dodo și la rupă la noi și scrie Să nu zicem numai de asimptomat, dar așa ar fi pașii cumva, nu? Cred că după aia să se pună toată echipa la masă cu scriptul, să vedem ce putem să facem. Păi oricum am mai făcut și înainte să-l scriem, am făcut brainstorming mult și... Numai că uneori e așa de greu. Bine, tot rămâi cu niște idei. Dacă îți vreo 10 și fiecare zice și nu și îl așa și îl așa și pleci de acolo când... Ce am rezolvat? Cum stai când... Ok. Am citit că la Hollywood se practică să se scrie scenarii pentru actori. Bine, noi nu. La noi nu e cazul că așa. Gândi. Dar cât de mult te implici ca actrița care joacă, să fie cum ți-ai imaginat-o tu ca și personaj? Eu nu m-am implicat niciodată pentru că a fost tot timpul cineva care s-a ocupat de... Na, partea asta cu actorii. Da, cu actorii. Dar vi se pare important? Din exterior, eu așa văd lucrurile. Adică eu dacă aș scrie un scenariu și nu știu, mi-aș imagina o fată timidă. Păi aș vrea ca cea care interpretează chiar să fie așa, să poată juca timiditatea. Acum tu scrii în scenariu, scrii chestia asta, tu scrii ideile acolo. Acum dacă este un regizor care se și pricepe, o să-i spună el sau poate actrița deja știe cum să... Opa. Deja, stai că stai, ceasul scump de la lansare. Să faci reclamă. Actrița cumva, probabil, oricum, având o experiență, știe mai bine decât mine, care, na, eu vin cu viziunea mea, poate uneori e bună, poate uneori nu, de aia noi cumva suntem așa, noi ne place regia asta de grup, ne place în grup, nu? Dar în mod normal așa se practică? Pentru scripturi făcute pentru actori sau? Nu, în general scenaristul mai are treabă cu
cei care joacă sau depinde se cine rupe, e scenaristul. Sau se rupe treaba. Se rupe cât de cât treaba de obicei, pentru că acolo treaba e mult mai sistematică de fel și mai împărțită pe roluri. Acum, iară, intervine dacă cumva e vorba de casting sau e vorba de niște condiții care se schimbă și, și regizorul nu prea și producătorul sau producătorul executiv nu își dau interesul sau nu-i la îndemână, iar intervine un script doctor care cumva adaptează, uite, vorba, sau cum ai zis tu, că fata trebuie să fie timidă, dar uite, am ales pe una care dă cu pumnii în pereți, știi? Și atunci, ok, hai să vedem cum adaptăm cumva, ca să totuși, pentru că avem contractul cu actorul respectiv, și cum să adaptăm cumva ca să se potrivească mai bine pe imagine și cu poveste. Și aici e tot timpul, cred că e o chestie de adaptare. Da, dar uite, cum ai zis tu, ieri la serialul ăsta nou care o să apară acum pe Netflix cu Three Body Problem, e actorul din Game of Thrones. Serialul ăsta nou e făcut tot de aia de care au făcut Game of Thrones. Okay. Și-au luat, au vreo 5 actori care au fost și în Game of Thrones. Da. Și grăsuțul care era prietenul lui Jon Snow, John Bradley, îl cheamă pe el, un grăsuțul ăla cu barbă, dacă ai văzut, dacă ați văzut Game of Thrones. Eu știu de ce. Nu, ăia cu The White Walkers. Ce, a văzut că e prietenul? Nu suntem aici. Eu am fost fascinată că e prietenul Doctor Strange. Ah, da. Game of Thrones ăia cu Kai, cu Albi. În ăla joacă și Momoa? Nu. Care e ăla? Momoa e acolo. Nu, mă, ce aveți? Nu. Jason Momoa e ăla mare cu părul lung? Eu știu cine e Jason Momoa. Au jucat într-un serial din ăsta. Cum îl chema? Ba da, mă, a fost Khal Drogo. A fost cu regina, cu dragonii. Da, mă, deci eu aș fi vrut să mă uit strict pentru că mie îmi place actorul foarte mult. Dar nu vorbea, știi că el nu vorbea. Avea o limbă, limba lor. Da, da. Da, când a văzut că are 11.000 de sezoane, cum e, eu n-am răbdare. Ăla l-a făcut pe-l cunoscut, da. Te înțeleg, da. Doar pentru Jason Momoa te-ar fi uitat. Dar tu ești la episoadele lui. Îmi place pe Eva și îmi place Pamela Anderson, pentru că e o actriță superbă, așa are. Nu, uite, mie, de exemplu, îmi place foarte mult Tom Hardy și am văzut toate filmele. Mai puțin Venom 2. Nu știu dacă a apărut sau nu. Da, da, și e foarte bun Venom 2. Nu știu, am citit niște review-uri, zice că e foarte nașpa, de fapt. Îți spun eu, e bun. E bun. Acolo, pe mine, că el e destul de typecasted, de obicei. E tot timpul așa. Acum vine și ăsta Bike Riders, care tot așa un om mai dur și... Na, mie nu-l bagă nimeni, dar nu-l bagă nimeni într-o Mad comedie Mad romantică, vezi? Da. Deci totuși ar fi interesant. Ăsta scrie într-o carte ce a câștigat Oscarul pentru Matthew McConaughey, că el era numai în rom-comedii îl băgau pe el. Și el a zis, eu nu mai vreau, deși primea foarte mulți bani, eu zic, gata, eu nu mai vreau, vreau să joc și eu în dramă, în thrillere, nu știu ce, să văd eu că pot. L-a trimis în spațiu. A rupt în Interstellar după Fain filmul, da. Am văzut de vreo 3 ori. Interstellar? Plânge. A, deci tu te poți uita de mai multe ori la un film. Eu am filmul meu, l-am văzut de 13 ori. Ăla cu Tom Hardy, ce mi-ai zis? Nu. The Last of the Mohicans. Ăla meu. Ăla îmi place mie. Adică, nu, îmi plac multe, dar la ăla și pentru coloană sonoră. Și nu știu, e un film după fapte reale, nu? De amerindienii cu francezii, ce drag făceau ei pe acolo. Na, sunt chestii care s-au întâmplat și cumva povestea faină și dragoste și dramă și din alea cu cu săgeata, cu pistolul, cu na, îmi place. Ăla 13 ori l-am văzut. Eu nu mai număr. Eu am văzut multe filme de foarte multe ori, dar nu mai contorizez. De exemplu, tot ce ține de Marvel, Avengers, Marvel, eu nu sunt mare fan. Guilty pleasures din astea, că cum au toți, că au niște filme care sunt absolut de rahat. Și te uite. Dar eu m-am uitat, dar nu neapărat că le țin minte numele. Asta muzică, care e asta care nu zic? A meu? Da. Armageddon. Îmi place foarte, foarte mult. Nu știu, e atât de clișeu filmul ăla, să fac piciorul, dar scenele alea sunt așa de... E ceva la ce te aștepți. Și vai, doamne, e fain, e fain, dar totdeauna pot să-l văd, culmea, că nu e așa de apreciat. Voi? Cred că Stăpânul Inelilor mă uit, deja l-am plictisit pe MV la fiecare dar Crăciun. Dar nu e ghid, ăla e fain. La fiecare Crăciun trebuie să fie, ori Stăpânul Inelilor și Harry Potter, câteodată împreună. Credeam că zici singur acasă. Că oricum ăla e la fiecare Crăciun.
singur acasă, pentru prima dată l-am văzut anul trecut cu MV. Deci pentru prima dată în viața mea nu m-am uitat până anul trecut la 30. Și ați văzut toată seria măcar să iei. Da, da, m-a convins el. Eu nu, cred că a fost atât de peste tot încât efectiv am refuzat să mă uit. Hai să trecem la joc. Treci, da, că treci cu jocul. Prima dată începem cu unul mai light, ăsta e fără alcool. Dar trecem repede prin el. Deci, se joacă în felul următor. Eu n-am văzut cartea asta, nu știu cine sunt. O pun și Florin îmi descrie cine e aici. O cântăreață celebră, blondă. A, de așa? Sau poți să faci și gesturi în caz că... Dacă poți faci. Faceți faci ce vrei tu. Faceți ce vreți voi. Dar poți să le pregătești și de băut dacă vorbești. Da, putem. Ca să prinde mai mult curaj, da. Deci, stați să vă iau, ușor. De la tare la mai larg, mai tare, cu ce începem? Deci, începem cu mai larg? Nu, să nu le amestecăm, că nu vrem să ne doară capul. Că nu vrem să vă doară capul. De mult. Poți să gust toate să-mi dau cu Auzi, dacă e la doză, dă-ne direct câte o doză, nu mai murdărim paharul. Nu e totul la doză. O să vă dau ceva făcut în casă. Cola? Nu e părinte. Cola a făcut acasă. Cola românesc, nu trebuie. Și haideți să facem un felul următor. Cine ghicește primul? Stați! Mamă, ce rapid! Nu, Bianca. Cine ghicește primul, ăla bea. După Miros. Eu zic să trag Alisa o carte. Bă, nu știu, nu l-am gustat. A, nu l-ai gustat? Eu zic nu gustai, era că era aici. Să trag o carte? Trage o carte, puneți-o pe frunte. Și, eu, și tu trebuie să-i descrii cine e acolo. Și ea trebuie să ghicească cine e ea. Întoarce-o. Dar arată și la cameră, ia arată și la cameră, că nici eu n-am văzut. Așa. Bun, așa și puneți-o pe frunte. Nevasta lui Jay-Z. Dansează. Beyoncé. Da. Bă, ușor. Șansa ta, bagă shot-ul. A, deci băgăm shot-uri când câștigăm? Da. Dacă, a, bun. Ce? E vișinată sau cornată? Nu e vișinată. E cornată? E cu... Ghicește tu după ce gustă ea, după ce... Cornată? N-ai auzit de cornată. Bă, E afinată. Asta cred că e, nu știu ce e, dar e tare. Hai să vedem. E tare bună. Am întors-o bine. Are la cameră? Da, da, oricum se atinde. Hai de mine. Le-am dat greu. O fost președinte al Americii, dar... Obama, Bush. Mai de mult. Reagan, Nixon, mai Carter. Și știe pe toți. John F. Kennedy. Mai vechi. Bă, Woodrow Wilson. Am zis bine. Da, eu știu că a fost. Da. Woodrow Wilson. Mai de mult. Abraham Lincoln. Asta-i, da. Nu știu mai cât de e primul. Asta a fost primul? Da. Mamă, ce bine ești. E și pe Snoop. Nu, e, Doamne ferește. George Washington. E și pe... Ce? Zi, statuetă? E și acolo? Păi da, era ce stă pe scaun. Da, ăla ce stă pe scaun. Hai, Alisa. Tu dă shot-ul și Alisa. Da, shot-ul? Da. Dar poți să mai pui. Păi pun, da, vă schimb băsura. Nu, eu l-am venit cu mașina. Hai, puneți-o pe frunte. Stai să-mi uit. Mă pun. Cred că poți să repui totul. Iar întoarce. Iar, eu n-am nicio treabă cu... Hai, fain jocul ăsta. Gata? Da, pun, hai că oricum. Cântăresc de reggae, e foarte cunoscut primul. Bob Marley. Da. Mamă, ce bine ce sunteți pe astea, nu vine să cred. Aoleo, ce e asta? Un fel de B52 cu caramel sorat. Eu cred că puteți să lăsați camera. Abia acum începe distracția. Ce bine, băieți. Hai, continuă. Cine? Tu. Eu. Pe frunte? Arăt la... Am întors-o bine? Așa? O, ce ușor. Hai. Dulce. Bă, unul din supereroi cu chiloții peste... Da, toți au așa. Păi nu contează, tu zi unul. Spider-Man, Superman. Așa. Mamă, ce ușor, ce bine, sunteți și pe... Ia așa tu. Mamă, că ne cunoaștem destul de bine. Da. Hai că mai aveți două fiecare. Două șaturi numai? Două, nu, mai aveți, stai că mai aveți un joc. Hai, grăbește să putem bea mai multe. Hai, trei. Bă, dă-te, n-ai cum, frate, nu-mi merezi. Asta a fost bun? Da. Bă, da. E grea? Tot supererău, numai că și-a făcut el scutul lui și pe aceea s-a dus în aer și zboară și are jetpack și
Poți să zic că Tony Stark. Iron Man. Da. Scutul lui și făcând, nu, mi-a dat e level, da, da. Dar cred că trebuie să fie mai greu puțin. Te faceți voi așa niște zeamă. Alisa, e rândul tău. E rândul tău, tare. Asta ce e? Apă? Mamă și-o rămân, ne-ai pus una peste alta și-o rămân. N-am amestecat așa de la 14 ani. Hai că e rândul tău. Eu? Da. Întorc? Iar întorc. Așa? Hai că ăsta-mi faci ușoare, mă pică să hai. Ovidiu. Nu! Personaj de desene animate. Donald Trump. Da, ați rămas în urmă. Amândoi deodată. Hai. Hai să bem. Hai, noroc. Bă, ce bun sunteți și pe indice și pe ghicit. Hai, mai aveți unul fiecare? S-a fost suc. Nu a fost suc. E cu vodka. Să-i de reveneală. Da, am zis de reveneală. Nu mă pot da tot tare. Hai, tu, nu, eu acum. Ce mult le place jocul ăsta, nu mai face față barmanul. Nu, eu, Alisa. Nu, Alisa. Mai aveți unul și pe aia trecem la următoare. Și cum, dacă mă merg încă 10 minute. Bă, am nimerit-o fără Da. Iar, foarte ușor. Păi tu voi ați ales jocul. Maimuță mare, umblă pe clădiri. Gorila. Mai mare decât păi ăla. Ăla se luptă cu Godzilla la un moment dat. Peter Jackson a făcut un film după el. E gorila, dar nu îi zice. Godzilla. Nu, are numele de împărat în engleză. Știu, îmi stă pe limba asta. Numele de împărat în engleză începe cu... Cum îi zice? King Kong. Așa, bravo. Acum atrage și tu și pe aveți iar deodată. Pe timp era mai bine, că atunci aveai răsul presiune. Da, era mai stresat. Oricum au fost foarte rapid. Ia, ai 15 secunde. Ce mai? Thor. 3 secunde, ești nebun. Că puteam să zic constructorul ăla meu, care mi-a reparat chiuveta. Acum, dați saturile astea. Hai, mai noroc, mai atunci. A fost foarte bun. Și trecem la jocul următor. Nu le dați din alea grele, ca să părem că știm. Nici nu mai trebuie să... Asta-i cola. Deci, da. Una pentru... E un D și una aici. Fiți atenți cum e jocul ăsta. Eu vă pregătesc saturile și în felul următor. Da. Alisa ia bilețelul, citește întrebarea în gând, vezi să nu filmezi întrebarea, nu trișa. Citește întrebarea în gând, nu o zice, o ascunde. O video făcut foarte bine, o citi sub masă, cred că e cel mai ușor. Dă răspunsul cu voce tare, ce răspuns vrea ea. Și la alegere, dacă vrea, citește întrebarea. Dacă nu vrea să citească întrebarea, o rupe și dă un șat. Perfect, mi-a venit. Nu trebuia să dau. Deci nu mai puteam înstăte aici. Asta e plot twist-ul din între... S-a dus. Am impresia că ăsta e ultimul podcast din toată seria. Și fii atentă că tu afinată de asta tare. Ăsta-l pui în promo, în video de promo. Așa începe. Și nu, nici nu a fost una, a fost doar așa că să elimin gazul ăsta de stăte aici. Haide, ia întrebarea. Bun, care e, vreau eu? Are, nu, e una singură. A, e una singură? Da, are A pe ea, da, tot așa. Nu te uita. Bine că ați scris mare, că de la distanța asta nu vedeam. L-ai ochelarii lui Ovid de GPT-ul. Cum e momentul să zic că n-am înțeles nimic? Da, dar nu știu ce trebuie să fac, nici eu nu știu, că jocurile Raluca e pe jocuri. Okay. Cred că tu citești și tu trebuie să... Nu. Ia, știi, mai zic o dată. Citește ține. Știi întrebarea, da? Nu o zice cu voce tare, dă răspuns. De exemplu. Ai ca Jeopardy, ia dă întrebarea. Tu ghicești întrebarea. Nu. Nu. Ia dă un răspuns cu voce tare. Spune, de exemplu, Raluca. Și voi rămâneți cu misterul că nu știți la ce răspuns ia Raluca. Ea putea să răspundă la orice. A, și noi dăm întrebarea. Întrebarea putea fi cine vorbește cel mai tare. Și ea răspundea la Luca, da? Okay. Și întrebarea poate fi oricare. Dacă ea vrea să citească întrebarea, o citește. Dacă nu, rămâne un mister pentru toată lumea și bea un șat. Păi, dar evident că citești. A, dar tu vrei să bei. Dar eu beau oricum. Da, exact. Ea poate să bea oricum dacă... Nu, deci... Dau întâi răspunsul? Da, întâi răspunsul, bineînțeles. Bun. Nu, mie îmi place așa cum funcționează momentan echipa. Mi-ar plăcea să rămână așa, ca fiecare să vină cu ideea lui și să poată să o spună și să fie acceptată dacă într-adevăr ideea lui e mai bună sau nu aș schimba nimic. Adică nu, ideea de a fi un singur regizor nu. Câte avetele?
tu te-ai îmbătat și vorbim despre altceva acum, nu? Nu, ok. A, e jocul? Ai înțeles jocul? Da, ok. Am crezut că ai luat-o pe... Vorbești singur aici acum. Vorbeam când eram mică, în oglindă. Da, stai că nu... Dacă ai fi acum regizor la Asimptomatic, ai avea altă viziune artistică, nu. Eu mă gândeam că e întrebare dacă ai schimbat ceva la TFS, la Timișoara Film Society. La organigramă, la nebunie. Nu, îmi place, mie îmi place chestia asta că toți cumva avem o viziune și o spunem și nu contează că ăla e mare regizor, dacă vine cineva cu o idee mai bună, bă, da, hai să facem așa, până și el zice, bă, da, e ok, știi. Nu, n-a schimbat. Mie îmi place cum a ieșit. Hai să vedem ce... Deci poți să beau, nu? Da. Chiar dacă am răspuns, da. Adică... Ești la episodul 4 deja din ieșit. Ok, înainte să deschid, dacă vreau să beau, ce fac? Poți să beau. Citești, da, citești întrebare. Hai, ăsta e tare rău, numai... Și dai un răspuns. Asta e la primul, cred că acum e ca și mă luat de la zero. Stai să-l gândesc. Poți să o rupi dacă... Doamne, că merge timpul. ar fi fost fain să o secvență, așa cum e, dacă ați văzut The Last Samurai, când se întoarce el înapoi în sat și o vede pe ea, de fapt, și se uită și au eye contact și, de fapt, întâlnirea aia, fără să fie doar că le vedem gen doar în deșert, iar împreună, gen să fie, așa să se termine toată treaba. Mamă, dacă nu citește, m-o pierd unii, măcar eu nu mai știu ce l-am întrebat. Eu cred că știu la ce să fie. Da, dacă ai schimbat vreun scenariu, vreo scenă din... Cine? Voi? Toți? Păi nu, noi, tu dacă nu vrei să citești întrebarea, nu... Păi da, am citit-o! Asta a fost. Păi nu, tu ai dat răspunsul, dar n-ai citit întrebarea. Și voi ghiciți? Nu, noi trebuie să ghiciți. Nu trebuie să ghiciți. Cred că s-au îmbătat. Da, cred că... Nu-i despre finalul. Ba, e bine, finalul. E bine cum a zis. Da, e bine. Adică ce scenă ai adauga? Dacă... Sau ai scoate. Ai... Nu, am nu, el ar mai adauga una. Da, eu tot cu adaugări. Lasă, scot. Ai adauga. Da, nu era cu scos, era prea controversial. Poți să vei? Hai să mai răspundeți la una. Wow. Da, ai zis o întrebare, frate, acum. Nu și supărați că nu m-au. Păi am patru. Am patru de căciulă, măcar la câte una. De că mai vine o tură. Oricum, dar v-au dat... chiar le-ai scris, mă. Nu te uita. Eu nu mă uit încă, nu? Poți să te uiți, dar ea răspunde primul. Nu mă pot concentra la două chestii deodată. Bă, dar mie îmi place cum a ieșit filmul. Deci mie chiar îmi place și, sincer, nu aș schimba absolut nimic la el. E munca noastră a tuturor, adică toți am avut contribuție. Chiar mie îmi place filmul. Îmi place filmul, îmi place muzica, mie îmi plac și actorii, că a fost feedback bun sau nu, că le-a plăcut cum a jucat sau nu, a plăcut publicul. Mie îmi place. Că ne-am prins. O citesc? Îți place cum ți-a fost pus în scenă scenariul și dacă da și dacă nu, câteva detalii. Ce că se zice acolo? Păcat că au distrus Dodo tot. That asshole. Da? Eu? Tu. Oh! Tu citești? Ce nu-ți place? Bă, dar nu e corect. Citește sub masă. Deci trebuie să le scriu, trebuie să fac așa biletele. Normal nu ar trebui să răspund la asta, dar este o întrebare foarte, foarte importantă. Acum devine foarte serioasă. Și acum muzica pe fundal. Da. Lasă că o rezolv eu. Pur acolo. Nu, muzică din aia de jucării. Păi nu, pot să răspund așa vag, că nu a fost, totuși, publicul putea să fie mai mare. Dar asta nu este vina noastră. Nu, asta nu ține de... Asta crezi că are legătură cu dezavantajul ăla, că suntem în Timișoara? Nu,
Nu, e pur și simplu dezinteresul în general pentru, încă în continuare, pentru filme făcute aici. Și o... În România? Da. Cred că la tot există. Culmea că există foarte multe filme care au succes în, în sensul ăsta, dar noi cumva, adică mă rog, filmul a fost un film cu un subiect destul de serios în sine. Că... Și crezi că prind mai bine comediile? Păi da, evident. Și păi și piesele haioase. Din, în domeniul muzicii mai bine faci o piesă din aia care e tot felul de... S-a făcut mania după Ramzam-Zam. Da, exact. E un fel așa de childish mentality, știi? Cumva să menținem cumva așa, să ne simțim ca copii în continuare. Orice. Dar ieri am aflat că s-a făcut mania după Interstellar. Da, după Interstellar. What the fuck? Da, adică... Deci totul să fie cât de cât jucăuș, constant. Și poate filmul o abordat un subiect... Mult prea serios. Nu, pentru că e bine ce am realizat. Numai cred că filmul a abordat un subiect prea devreme. Cred că eu am totdeauna presimțirea ca orice fel de... ca în muzică, în piesă. Cred că o să fie apreciat peste 10 ani. După ce murim, știi? Că toate ca și mari... Dar noi nu murim în 10 ani, man. Ce cu tine? Am zis 10 ani! Na bine, după ce o să murim noi, da, ai. Eu oricum vreau să prind 100. Așa că peste 60 de ani o să fim apreciați. Și vorbeam la un moment dat, hai să punem un disclaimer acolo, să-l facem relevant, să scriem acolo despre boli mentale, whatever. Numai că poate era un pic prea controversial. Dar cred că peste 10 ani, dacă îl făceam peste 10 ani, puteam să punem și... Dacă am putea să dăm timp înapoi. If we can turn back time. Da. Bun. Ne citești întrebarea? Yeah. Mi se pare că podcasturile astea unesc mai bine echipa așa. Ce? Adică cam asta e scopul lor. Da. Ce nu-ți place la Asimptomatic? A fost făcut prea devreme. Nu cu mult, cu 60 de ani. Da. Îți dai seama cum o să scriu peste 60 de ani la laptop? Asta e reclamă bună, mă, să luați aici cut-out, a fost făcut. Filmul ăsta a fost făcut prea devreme, nu a fost pregătit lumea. Da. Dar chiar putem să facem o din asta. Nu vă uitați la film că nu sunteți pregătiți. Uitați-vă de-abia când nu sunteți. Dar știți filmul ăla care s-a făcut, dar nu o să se lanseze niciodată? Sau nu s-a, da, da, da. Știi? Ea este un volt, l-a blocat. Probabil multe. Gen cu actori, șmecheri, scris, tot și eu zic că nu o să se dea niciodată. Și că, sau doar că doar unii au acces să uite la el. Și mulți bani băgați și... O chestie, da. Făcusem eu odată un clip, da. Filmul pe care nu o să-l vedem niciodată. Dar e făcut. Nu-ți mai dorm la note, îți dai seama. Și printre toate subiectele astea serioase, poți să bea? Da. Dragilor, vă invităm să beți și voi cu noi ceva când urmăriți acest podcast. Să lăsați în comentarii ce scenariu credeți, pentru ce film scrie Alisa. Avem aici un semn de întrebare, aici va fi următorul film. Și pentru ce film taie Dodu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Follow, subscribe, peste tot, tot ce e gratis, vă rugăm să ne dați. Florin Rogojinaru, Alisa Roteliuc, Ovidiu Dodo Moldovan, Timișoara Film Society, mulțumim că ați fost cu noi.